Ștefănescu cu un stop bun, trecere bună de Catanesi și autogol! Florin Ilie! Da, este autogolul lui Florin Ilie, minutul 19. Nu se aștepta nimeni la o asemenea deschidere de scor. Cred că a fost prima centrare cu adevărat utilă în careul lui Silviu Lung. Sunt curios să vedem o reluare dacă mingea trimisă de Ștefănescu ar fi fost pe cadrul porții pe oaspete. Dar oricum devierea lui Florin Ilie este decisivă, este la vincul porții lui Silviu Lung. Cred că nu greșim. Poziția regulamentară, evident, la Ștefănescu. Cred că nu greșim dacă spunem că este un autogol. No, nu este golul lui Ștefănescu, n-are cum. Uite, aici vom vedea mai bine. Dar el se pregătea să centreze mai degrabă. Era. Da, nu, era o minge direct pe portarul Silviu Lung. Învins capitanul Politehniciești de colegul său din apărare, de Florin Ilie, o intervenție nefericită a stoperului Eșan, care duce la deschiderea scorului din minutul 19, așadar Șep și Poliaș 1-0. La acest scor, Șep și, cum spuneai și tu mai devreme, egalează Rapidul în clasament. Au 33 de puncte, Poliaș rămâne cu 23. Faul de Natal acolo. A fost faultul lui Varga, da.